rudele tale nu au putut avea grijă de tine, așa cum povesteai în Da, în nu film. Au avut posibilități. I-ar dori să facă mai mult, dar eram năzdrăvan așa și probabil, nu știu, și greutățile pe care le-au trecut. Și atunci a zis că suntem la stat. Probabil m-au ținut o perioadă după ce mama mea a murit, ca să intru, până s-au făcut formalitățile de a intra prin autoritatea tutelară într-un centru de copii. Ce înseamnă un copil dezrădăcinat de părinți? Pentru că oamenii atunci când tu îi rogi să ajute, poate că nu realizează ce fel de copii ajută, prin ce trec ei cu adevărat. Ce înseamnă un copil fără părinți, ajuns în grija unor străini? Poate chiar oameni buni, dar tot străini până la urmă. Cum ai trăit tu această experiență? În primul rând sunt foarte mulți copii care din centre de plasament și înțelege mai mult de cel ajutorul. Este greu ruptura aceasta de părinte. Părintele poate să fie și cel care te crește câteodată decât cel care te face. Și în cazul meu nu am fost abandonat, dar am pierdut lupta aceasta cu afectivitatea de părinte și a trebuit să lupt cu mine ca să umplu aceste goluri. Și eu și colegii mei și toți copiii care trec prin această suferință de despărțire a părinților se luptă cu lipsa de afecțiune și de dragoste. Sunt lucruri esențiale ale vieții și poți să mor dacă n-ai dragoste. Nu te-ai agățat de nimeni? Acolo nu exista, nu știu, un suflet mai blând în căminul acela în care erai? Da, profesorii erau cât de cât mai echilibrat și copiii, ce să zic, fiecare avea problemele lui și lupta de supraviețuire, mai ales când înainte de 89 copiii mari că toate ne băteau, ne luau dulciurile, adică noi nici nu aveam gând să căutăm modele, dar încercam să ne facem grupulețe mici în care să putem să supraviețuim, să putem să fim uniți, dar câteodată reușeam, câteodată nu. Ce lecții ai învățat din acea perioadă? Cu ce ai plecat mai departe spre maturitate în viață? Am învățat lecția de a fi atent cu tine însuți și de a căuta și de a ajuta pe ceilalți, pentru că era multă suferință în centrul de plasament și încercam să-i ajut pe ceilalți, să-i feresc de a intra în contact cu suferința. Și atunci mi-am dat seama că sunt oameni în jurul nostru care ne vizitau la centru, ei ne-au deschis primii ochii și mintea și cu sufletul nostru inocent am reușit să facem o conexiune și să facem ceva pentru copiii noștri, pentru colegii noștri. Și de mic am început să fac tot felul de lucruri, să aniversăm ziua de naștere și făcând ceva activități, atunci lucrurile au început să se mai schimbe. Ai început să fii creativ încă de atunci, dar gândindu-te de fapt, cum poți face viața celor din jur mai frumoasă? Nu știu de unde a venit așa ideea asta să... Dar dacă nimeni nu venea și ne făcea ziua de naștere, trebuia noi să ne organizăm. Și încercam să invităm pe cine putem. Cu ce resurse făceați asta? Cu resursele pe care le găseam. Adică dacă mai primeam niște ajutoare sau ceva, le păstream pentru ziua de naștere cuiva. Încercam să ne încurajăm pe noi înșine și să atragem pe noi, să atragem lângă noi și profesorii care îi selectam, care erau mai buni și mai umani. În general, psihologii din centru erau umani. Ei erau oamenii singuri care stăteau și îți ascultau sufletul și durerea. Și parcă plecai cu bateriile alea încărcate puține.